Bună seara! Continuăm astăzi seria prezentării capitolelor din programul de guvernare a Partidului Social Democrat, și anume propunerile și soluțiile concrete pe care PSD le-a identificat împreună cu partenerii sociali și cu autoritățile locale de această dată pe capitolul dezvoltare locală și regională. Însă, prima condiție pentru a discuta despre dezvoltare este ca în fruntea statului, în guvern, să existe oameni competenți și responsabili, oameni care înțeleg situația extrem de gravă cu care ne confruntăm. România nu poate progresa atâta timp cât are un Nero la finanțe care țopăie pe Facebook sărbătorind inconștient victorii în timp ce a dat foc bugetului țării din temelii. Victorii care, de fapt, sunt doar mari înfrângeri pentru România și pentru nivelul de trai al românilor. Doar un inconștient desface șampania în timp ce România se prăbușește. Am un singur mesaj pentru domnul Câțu. Să vină repejor cu bugetul, să-l prezinte, la fel de repede cum a fugit din Parlament de frică să nu ajungă premier. Să vină și să le arate românilor cifrele bugetului pe anul viitor. Măcar acum să aibă curaj. Să nu mai fugă de responsabilitate. Programul PSD este transparent. L-am prezentat și îl găsiți pe site. Noi ne-am asumat clar alb pe negru că nu vom crește taxe și impozite în următorii 4 ani. Dimpotrivă, le vom micșora. Îl somez pe domnul Câțu, care a fugit din Parlament, să vină să le spună românilor cu cât va crește taxele și impozitele pe anul viitor, cu cât va crește TVA-ul. Dezvoltarea României, creșterea nivelului de trai al românilor sunt strâns legate de modul în care arată bugetul. Anul acesta, autoritățile locale au fost lăsate de guvern să lupte singure cu pandemia. În multe locuri, asta a însemnat tăierea oricăror investiții și alocarea banilor pentru sănătatea românilor. Dezvoltarea a fost frânată. Nu s-a semnat niciun contract major de dezvoltare. Tot ce s-a făcut anul acesta sunt proiecte din perioada PSD. PSD vine astăzi cu o nouă viziune pentru dezvoltarea României, în care oamenii și comunitățile sunt puse pe primul loc, în care singurul criteriu pentru alocarea banilor este nevoia de dezvoltare a fiecărei regiuni, nu culoarea politică, în care banii prevăzuți pentru cofinanțarea proiectelor europene să nu ajungă în fondul de rezervă a domnului Orban, cu care să cumpere primari și parlamentari. Știm cu toții că urmează o perioadă și mai grea, în care economia trebuie pusă pe picioare. Nu cu vorbe, cum au făcut domnii Iohannis, Orban și Câțu, ci cu sprijin concret, real. Fără birocrația care a explodat în ultimele 10 luni de guvernare PNL. Credeți că antreprenorii români n-au înțeles strategia lor? Cât mai multe hârtii și condiții absurde, cu atât mai puțin bani către firme. Până în 2024 avem șansa să aducem cel puțin 35 de miliarde de euro în România. Dar asta depinde de noi, aici,
în țară. Banii nu vin prin postări pe Facebook, ci pe baza proiectelor concrete depuse. PNL, cred că este clar pentru toată lumea, a demonstrat deja că nu este în stare de nimic. Că dau doar din gură. Și atât. De aceea este nevoie în ministere de oameni competenți, de specialiști, nu de valorile promovate de PNL. România are nevoie de proiecte, de proiecte de dezvoltare, de proiecte care să creeze locuri de muncă. Îl rog pe domnul Suciu să vă prezinte măsurile concrete pe dezvoltare ale PSD. Vă rog, domnule Suciu. Mulțumesc, domnule Grindeanu, bună seara și bine v-am găsit sau regăsit. În elaborarea propunerilor noastre pentru programul de guvernare în zona dezvoltării regionale, am pornit de la un principiu foarte simplu. Ca să înțelegem ceea ce urmează și provocările anilor care urmează, trebuie să spunem tuturor exact în ce situație suntem și împreună cu colegii mei vă spunem de la bun început că urmează cu adevărat cei mai provocatori 3 ani în dezvoltarea României. Și vreau să vă explic și de ce. Ceea ce nu vă spun colegii noștri de la guvernare este că în următorii 2 ani de zile mai avem de absorbit aproximativ 50% din banii europeni din actualul exercițiu financiar, și anume 2014-2020, pe o structură instituțională. Adică mai avem de absorbit aproximativ 10 miliarde de euro, anume vreo 3500 de obiective și de șantiere în toată țara. Și aici aș face o paranteză pentru că îi văd, îi observ și observăm cu toții pe cei de la PNL cum se complac și propagă o rușinoasă ipocrizie lăudându-se cu absorpția de anul acesta. Absolut toate, dar toate proiectele cu care se pozează, cu care se filmează, sunt moștenirea lăsată de munca de 2 ani și 10 luni a colegilor mei din guvernarea PSD. De asemenea, ceea ce nu vă spun cei de la PNL, că în perioada următoare mai avem de finalizat PNDL și anume până în 2023 mai trebuie să închidem în jur de 6.000 de șantiere și anume încă 3,5 miliarde de euro. De asemenea, mai avem la dispoziție programul de reziliență și recuperare încă 30 de miliarde de euro. Și începe și următorul exercițiu financiar pe o altă structură instituțională care înseamnă încă aproximativ 20 de miliarde de euro. Pe lângă toate mecanismele pe care le-am gândit, pe lângă toate propunerile pe care le-am gândit, mai trebuie în perioada imediat următoare, și vom face acest lucru, să discutăm cu partenerii care vor ajuta România să se reconstruiască. Toate aceste obiective, toate aceste șantiere de care vă spuneam, se construiesc cu firme și cu muncitori. Partidul Social Democrat în urmă cu 2 ani de zile a intuit că e nevoie de foarte mult de muncă și a ajutat foarte mult sectorul construcțiilor. Și în perioada imediat următoare va trebui din nou să reluăm dialogul cu patronatele din sectorul de construcții, pentru că avem astăzi un deficit de muncitori în sectorul acesta de peste 1 milion de oameni. Tocmai de aceea în programul pe muncă deja ne-am gândit la acest lucru și am propus vouchere și susținerea celor care vor să se reintegreze în acest sector. Aș merge mai departe și vă spune că, de fapt, dezvoltare regională nu înseamnă altceva decât reducerea decalajelor. Acest principiu este valabil și în Uniunea Europeană și trebuie să fie valabil și în România. După 2 exerciții financiare, 2007-2013 și 2014-2020, într-adevăr, am înregistrat niște progrese. În schimb, nu mai putem folosi aceleași rețete și să sperăm la rezultate diferite. În România, reducerea decalajelor se poate face prin niște măsuri absolut concrete. Insistăm, susținem și vom pune în practică o descentralizare reală a tot ceea ce înseamnă cheltuirea fondurilor europene. Toată lumea a vorbit despre acest lucru. Și vă aduc aminte că în anul 2019,
Ministerul Fondurilor Europene și cu Ministerul Dezvoltării Regionale a inițiat discuțiile cu Comisia Europeană pentru descentralizarea programului operațional regional. Cu acest lucru se laudă și cei de la PNL și văd că îl pun în practică. Este foarte bine, dar este absolut obligatoriu să mai facem un pas. Și asta înseamnă o descentralizare reală și să lăsăm comunitățile locale, județene și agențiile de dezvoltare regionale să-și identifice propriile nevoi și să-și stabilească finanțările. În prima zi de guvernare vom demara discuții cu Comisia Europeană astfel încât să nu mai folosim liniar axe de finanțare pentru toate regiunile României. Nevoile românului care locuiește în regiunea de nord-vest nu sunt aceleași și perspectivele nu sunt aceleași cu cel care trăiește în sud-est. Și tocmai de aceea, în interiorul aceleiași sume, pentru o regiune trebuie să-i lăsăm pe decidenții locali să-și facă propriile gândiri și să aloce mai mulți bani pe o axă dacă consideră că este necesar. Asta înseamnă cu adevărat o descentralizare reală și doar așa, și insist, doar așa putem reduce decalajele. Ceea ce ne propunem noi și ceea ce se va întâmpla cu noi este o Românie dezvoltată pentru absolut toți românii. Și principiul este foarte simplu. Orice român, indiferent de regiune, trebuie să ajungă în maxim 2 ore la cel mai apropiat aeroport și în maxim 1 oră la cea mai apropiată intrare pe autostradă. Orice român, indiferent de regiune, trebuie să aibă cele 10 servicii obligatorii. Și asta înseamnă apă și canalizare, gaz, acces la educație, adică infrastructura școlară, sănătate, cultură, sport și divertisment. După primii ani, acești 4 ani de guvernare, în România vor fi 42 de smart cities și 100 de orașe competitive. Obiectivele noastre sunt foarte clare. O dezvoltare sustenabilă și echitabilă, cum v-am spus, reducerea decalajelor urban-rural și asupra acestui aspect o să mai revin, creșterea autonomiei locale, tranziția de la economia liniară la economia circulară și aici fac o paranteză. Toată Europa se bazează și pune accent pe acest aspect foarte important. Cred că este momentul să facă și România la fel și întărirea identității naționale prin valorificarea tradițiilor locale și regionale. Cum facem toate acestea? De unde vin banii pentru toate acestea? Este foarte simplu. Din bugetul național, din bugetul Next Generation, din actualul exercițiu financiar și din următorul exercițiu financiar. Și ne propunem ca cel puțin 35 de miliarde de euro să cheltuim pentru fiecare comunitate și fiecare român până în anul 2024. După experiența avută, repet, în aceste două exerciții financiare, cred că se impune o concluzie pe care toată lumea o cunoaște. Ne-am făcut rău singuri. Ne-am stabilit noi reguli în plus, am stabilit noi hârtii, noi cerințe pentru beneficiari și acest lucru ne-a dus într-un blocaj. Tot anul trecut, tot Partidul Social Democrat a inițiat discuții cu Comisia Europeană și am stabilit și am agreat o simplificare majoră a tot ceea ce înseamnă fonduri europene. Peste 80 de măsuri de simplificare și alăturându-se acest lucru la descentralizarea alocărilor, la un parteneriat real cu beneficiare, pentru că acest lucru a existat doar pe alocuri, doar printr-o transparență și doar prin susținerea din bugetul local, doar complementar, putem face acest lucru. Tocmai de aceea, înființăm Registrul Național al Investițiilor Publice, practic, chiar și dumneavoastră, ziariștii din această sală, orice beneficiar, orice român, va fi la un clic distanță de toate investițiile care se vor derula oriunde în această țară. Bistrițianul va da clic pe orașul său și va vedea toate fondurile și toate investițiile și din banii europeni, dar și din banii guvernamentali. Și de ce este foarte important acest lucru? De ce este foarte important să avem oricând în timp real această hartă a investițiilor în România? Pentru că vom evita de acum înainte să dublăm din bugetul local, din bugetul național, ceea ce putem face din bugetul din fondurile europene. Practic, Programul Național de Dezvoltare Locală, Compania Națională de Investiții, Agenția Națională pentru Locuințe și Cadastru, toate finanțările naționale vor deveni
programe suport pentru fondurile europene. Cum descentralizăm cele 8 programe operaționale? Am încercat să vă explic puțin. Insistăm asupra faptului că la nevoi specifice e nevoie de finanțări specifice. De asemenea, am tot vorbit și s-a tot vorbit de 30 de ani de parteneriat și de implicare autorităților locale. De această dată, prin programul pe care noi îl propunem, cu adevărat, autoritățile locale, fie că discutăm de comune, de orașe sau de municipii, vor avea un cuvânt de spus în agențiile de dezvoltare regională și în luarea deciziilor. De asemenea, avem exemple de bune practici în ceea ce înseamnă grupurile de acțiune locale, galurile care au făcut chiar o treabă foarte bună și cred că sunt campioni absoluți ai absorbției de fonduri europene. Vă vorbeam despre simplificare. Reducem radical volumul solicitorilor și facem mecanismul de absorbție a fondurilor europene mult mai ușor. Modernizăm MySmith, o singură declarație, o singură verificare și noi metode de selecție a proiectelor și poate ceea ce este mai important și ne-au solicitat colegii noștri din teritoriu, reducerea competiției pentru granturi, în special pentru autoritățile publice. Nu toate autoritățile locale din România au aceeași capacitate instituțională, umană, de a accesa fonduri europene. Este adevărat că îi vom premia pe cei care reușesc să absorbă, dar trebuie să-i ajutăm și pe cei care nu s-au dovedit foarte performanți în acest domeniu. Astfel încât autoritățile locale vor deveni cu adevărat motorul atragerilor de bani europeni. Vă spuneam la început că urmează 3 ani foarte complicați și foarte provocatori din acest punct de vedere. Și este absolut obligatoriu să pregătim portofoliul de proiecte cu care imediat, din prima zi a exercițiului financiar următor, să aplicăm. Dar trebuie să vedem de unde luăm aceste proiecte și cum îi ajutăm pe beneficiari să le facă. Avem, și trebuie să vă aduc aminte, avem o rezervă de proiecte de cel puțin 50 de miliarde de lei, proiecte depuse în casă la Ministerul Dezvoltării Regionale, de proiecte locale care nu au prins finanțare. Avem de asemenea proiecte europene depuse pe axe de finanțare de succes rămase neeligibile și vom face de aici o selecție foarte riguroasă din acest punct de vedere, dar mai trebuie să spunem ceva ce vom face în plus. Cu o singură excepție, am transformat o finanțare din Programul Național de Dezvoltare Locală în finanțare europeană, și anume pe drumuri județene. Principiul și, de fapt, schimbarea radicală și fundamentală pe care o propunem este că toate, dar absolut toate proiectele de investiții din România, fie că discutăm de fonduri europene și fonduri guvernamentale, vor respecta aceleași reguli, adică cine aplică pentru un proiect în PNDL va respecta aceleași rigori, astfel încât în orice moment din anii următori această investiție să poată fi trecută cu finanțare europeană. Vă spuneam că programele guvernamentale vor deveni programe suport și tocmai de aceea se va înființa Fondul Național de Dezvoltare Locală, cu o bugetare anuală de circa 3 miliarde de euro, care va include tocmai aceste lucruri. PNDL, CNI, ANL, Cadastru și fondurile europene, astfel încât orice comunitate din această țară, până la finalul exercițiului financiar 2027, dar chiar și mai repede, să beneficieze de serviciile minime pe care secolul în care trăim îl reclamă și le reclamă. Și anume, depui un proiect pentru apă și canalizare, este foarte bine. Nu poți depune un proiect pentru asfaltare dacă nu ai apă și canalizare. Fondurile guvernamentale vin doar în completare, astfel încât exemplul pozitiv al Poloniei să fie aplicat și la noi. Așa au făcut și ei, așa trebuie să facem și noi. Nu doar pentru că au făcut alții, dar și pentru că experiența noastră și practica
ne-au arătat aceste lucruri. De asemenea, în actualul context în care ne aflăm de pandemie, cu sectorul turismului extrem de grav afectat, și nu este pentru prima oară când Partidul Social Democrat face această propunere, tot din acest Fond Național de Dezvoltare Locală vom finanța masiv cele 31 de stațiuni românești, cu o finanțare de 1 miliard de euro în fiecare an, pentru că comportamentul turistului român s-a modificat și este nevoie ca absolut toată lumea să beneficieze de cele 31 de stațiuni, și astfel încât dezvoltarea locală va fi mult, mult accelerată. Este, de fapt, un principiu foarte simplu. Nu mai vorbim de culoarea politică a primarului sau de influența unui politician sau altuia, ci vorbim că ne raportăm cu finanțările de tot felul la nevoia comunității locale. Astfel încât, vă spuneam, orice comunitate din România trebuie să aibă, dacă discutăm de mediul rural, un dispensar, o școală, o grădiniță, o creșă. Prin acest Fond Național de Dezvoltare Locală venim în completare inclusiv cu bani guvernamentali, unde nu ajung, pentru ca 80% din populația României să fie racordată la rețeaua de gaz. Orice comunitate trebuie să aibă acces la o infrastructură de calitate, dar respectând acele priorități de care vă spuneam. Nu mai poți să vii să ceri bani pentru o bază sportivă în condițiile în care tu nu ai o finanțare pentru apă și canalizare și după aceea pentru infrastructura rutieră. Astfel încât în 2027, din Fondul Național de Dezvoltare Locală, din toate fondurile europene, toate comunitățile din România vor avea acces la cele 10 servicii obligatorii pentru fiecare. Vom detalia în programul mai mare ce înseamnă cele 42 de orașe inteligente, cele 100 de orașe competitive, pentru că sunt la discreție și la dispoziția orașelor și municipiilor fonduri pentru aceste concepte noi. De asemenea, programul de mobilitate urbană locală este extrem de importantă, mai ales din trei puncte de vedere. Investim în proiecte cu impact asupra serviciilor publice de transport, în decongestionarea traficului și în special, așa cum am început să facem, în achiziția de material rulant destinat transportului public local. De asemenea, avem o moștenire urbanistică de invidiat și trebuie să avem grijă de acest lucru. Tocmai de aceea avem și programul de regenerare locală, așa anume renovarea structurilor existente, vechi sau noi, cu un grad de valoare estetică și istorică sau de reper la nivel urban. De asemenea, avem orașe în România cu zone istorice și de interes cultural care pot fi puse în valoare și acum există cu adevărat și bani să facem acest lucru. Mai puțin, că vreau să ajung la slide-ul cu dezvoltarea și implicarea consiliilor județene și asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, care este încă un pas extrem de important în ceea ce privește prioritizarea investițiilor și ducerea deciziei la nivel local. Practic, din programul operațional Infrastructură Mare, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, dar și consiliile județene vor rezolva problema accesibilității la autostradă. De asemenea, vor putea finanța, așa cum am și început, master plan de apă și canalizare. Mergem mai jos prin programul de reziliență și recuperare, prin fonduri de la buget, mergem pe mobilitate urbană, iar tot din Fondul Național de Dezvoltare Locală în mediul rural asigurăm cele 10 servicii de bază. Nu mai există arbitrariu, nu mai există acuzații că finanțăm cu precădere un județ sau altul în funcție de influența politică, ceea ce cred că este lucrul cel mai important de făcut în perioada următoare. Vreau să revin asupra unui subiect pe care l-am menționat la început, mai ales că este domnul Grindeanu lângă mine
Și vă spuneam de lauda celor de la Partidul Național Liberal vis-a-vis de investițiile și de absorbția de fonduri europene. La preluarea guvernării în anul 2017 aveam o absorpție efectivă de 5% și anume 1,2 miliarde de euro contractate. La plecarea de la guvernare în noiembrie 2019, pe toate programele operaționale aveam supracontractare. Tot ceea ce taie panglici, ceea ce fac cei de la guvernare de astăzi, este să se pozeze și să se laude cu munca noastră. Am făcut și greșeli, ne-am și blocat uneori, dar în 2 ani și 10 luni am reușit să recuperăm cei 2 ani pierduți dinainte și le-am lăsat moștenire, 9 miliarde pe program operațional regional și 10 miliarde pe POIM, contracte semnate. Până la urmă, îi așteptăm în perioada următoare să vedem care sunt contractele noi pe care le-au semnat și chiar, într-adevăr, îi așteptăm cu un program de guvernare care să pună în centrul lui autoritățile locale și românii, indiferent de regiunea în care se află. Eu vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, cu mare drag. Văd din nou un program de guvernare al PSD-ului, descentralizarea. E o promisiune pe care cel puțin acest partid a făcut-o de cel puțin 8 ani de zile. De ce de data aceasta să vă credem pe cuvânt că se va și întâmpla? A fost marele proiect și al fostului președinte PSD, fost ministru al dezvoltării regionale. Pentru că o descentralizare juridică se poate face doar prin referendum și prin modificarea Constituției. Nu s-a reușit acest lucru, dar noi am mers mai departe. Tocmai de aceea, prima măsură de descentralizare reală a fost în august 2019, când am inițiat discuțiile cu Comisia Europeană și cele 8 programe regionale pentru 8 regiuni sunt efectul discuțiilor și propunerii noastre. Am făcut acest prim pas. Am descentralizat programul operațional regional, nu am mai dublat nivelul decizional, ceea ce făcea ADR-ul, făcea și autoritatea de management din minister. Am dus acest lucru și vă spun și v-am spus că nu este suficient. Mergem mai departe și v-am spus, prima discuție cu Comisia Europeană va fi pentru a lăsa la latitudinea agențiilor de dezvoltare regională și a actorilor locali sumele pe care se le ducă pe axele de finanțare. Cei de la PNL au făcut un lucru liniar. V-am spus, nu putem obține rezultate diferite folosind aceeași rețetă. Am înțeles acest lucru, tocmai de aceea descentralizarea este un punct extrem de important cu care doar așa putem merge mai departe. Și ca să fie clar, o comună, un sat, o comună, dacă nu va avea apă și canalizare, nu va mai putea să acceseze fonduri pentru asfaltare, spre exemplu? Da, este o chestiune extrem de logică. Nu poți să asfaltezi și după aceea să vii cu rețele de apă și canalizare pentru că ți-ai bătut joc de bani. Vă mai aduc aminte că prin tratatul de aderare, în 2007, ne-am asumat noi ca țară niște ținte de atins în ceea ce privește racordarea populației la rețeaua de apă și canalizare. Și suntem actualmente într-o perioadă de păsuire. Practic, noi trebuie să racordăm la rețele de apă și canalizare tot ceea ce înseamnă comunități urbane de peste 50.000 de locuitori, urmează peste 10.000 de locuitori și trebuie să facem acest lucru pentru că altfel vom plăti niște amenzi usturătoare de la Comisia Europeană. Dar până la urmă, este absolut firesc și logic ca ordinea începerii unor lucrări într-o comunitate să fie rețelele de apă și canalizare care sunt sub pământ, ulterior să vii cu infrastructura rutieră. Știți că sunt astfel de exemple multiple. Vă dau doar un exemplu pe care îl știu foarte bine aici, la mai puțin de 30 de kilometri de București, într-o comună în care este asfaltat, sunt asfaltate inclusiv toate drumurile de pe câmp, dar acea comună nu are apă și canalizare, cu atât mai puțin gaz. Păi nu este tocmai de aceea răspunsul nostru pliat pe ceea ce este absolut normal. Tocmai de aceea am gândit o ordine de priorități și de investiții care să plece de la apă și canalizare, infrastructură rutieră, infrastructură educațională și de sănătate. Deci nu se va mai putea construi o bază sportivă fără să ai rețele de apă și canalizare, școală și dispensar. Este absolut logic. Și pentru domnul Grindeanu, o întrebare politică, că ați avut o reacție
la domnul ministru Câțu. Când va demara, da, când va demara PSD procedurile pentru chemarea domnului Orban sau acum vorbim despre chemarea domnului Câțu pentru prezentarea bugetului? Mâine este birou permanent, din câte știu eu, așa e programul normal. Noi vom merge cu această propunere în birou permanent. Sper să fie de acord toate forțele politice să avem acest proces de transparentizare. Până la urmă, noi acest lucru îl cerem. Nu văd de ce se facă nu înțeleg și domnul Orban și domnul Câțu, pentru că e normal ca românii să știe ceea ce așteaptă la an. Iar acest normal se traduce în această etapă prin prezentarea acestui proiect de buget pentru a-l pune, e cred că a treia sau a patra oară, sau începe acel proces de transparență publică, a-l pune pe site și așa mai departe. Lucrurile astea s-au întâmplat în România și a fost o bună practică. Nu înțelegem de ce se ascund, sau înțelegem, pentru că până la urmă se ascund, pentru că vor să arate, să nu arate, de fapt, măririle de taxe și impozite, măririle de TVA, disponibilizările pe care știm că vor să le facă la anul și, bineînțeles, și alte acorduri de care avem informații, doar noi spunem un lucru. De ce se ascund? De ce nu vor să spună românilor transparent ceea ce au de gând? Cu alte cuvinte, mâine există acest birou permanent. Am înțeles că PNL-ul nu dorește, prin pozițiile publice pe care le-a avut acest Nero, nu dorește acest lucru. Eu sper ca celelalte forțe politice, pentru că nu sunt doar peneliști în Parlament, pe lângă PSD, mai există și alte forțe politice care cred eu că vor fi de acord cu demersul nostru de a avea această transparentizare a bugetului. Deci nu vă este teamă că am putea să avem experiența pe care am avut-o săptămâna asta la Senat? Noi facem tot ceea ce depinde de noi. Într-un demers absolut normal pentru România până la urmă. Eu cred că ar trebui să vină la muncă. Toți, nu doar PSD-ul. Trebuie să vină și peneliștii, ar trebui să vină și useriștii la muncă și, în primul rând, să se țină ședințele de birou permanent, fie că vorbim de cameră, fie că vorbim de senat, astfel încât aceste cereri ale noastre, perfect justificate, să poată să intre pe ordinea de zi. E un apel normal. Eu cred că orice român își dorește să știe cum vede actualul guvern viitorul. Cerem acest lucru. Îndărătnicia ministrului Câțu și modul în care se face că nu înțelege, nu face decât să întărească convingerea noastră că are de ascuns ceva. Așa că cerem transparență, pe scurt. Așa cum arată sondajele astăzi, niciun partid mare, fie că vorbim de PSD, PNL și al treilea partid parlamentar astăzi, USR, nu vor putea să formeze singur majoritate. Cu cine este deschis PSD să negocieze după alegerile parlamentare pentru formarea unui guvern? Dacă am învățat ceva de la clasici în viață, am învățat că e bine să mergem pas cu pas. Deocamdată noi ne propunem următorul lucru. Să câștigăm alegerile. Și le vom câștiga. În momentul în care vom vedea acest lucru, vom intra într-o altă etapă. Așa că o să vă răspund la întrebarea dumneavoastră atunci când în seara zilele de 6 decembrie vom câștiga alegerile și se va întâmpla acest lucru și vom intra într-o nouă etapă. Până atunci, în schimb, noi înțelegem un lucru. Să fim cât se poate de serioși, de transparenți, să spunem ceea ce vrem să facem în următorii 4 ani, vom continua acest proces și în zilele următoare, astfel încât în momentul în care românii merg la vot, să fie conștienți
de ceea ce aleg. Nu doar spectacol, show, mai ales că ne aflăm într-o perioadă nu simplă pentru România, dată de criza sanitară, dublată din punctul nostru de vedere și nu doar din a nostru, de o criză economică. Așa că până în 6 decembrie, ținta noastră e una singură, aceea de a câștiga alegerile. Exclude PSD ca în următorii 4 ani să avem un nou USL, o alianță guvernamentală formată din PSD și PNL? Eu pot să vă spun ce exclude Sorin Grindeanu. Astea sunt decizii politice. Eu exclud acest lucru. Modul în care a guvernat PNL-ul în acest an e o dovadă a irresponsabilității, a lipsei de performanță în actul de guvernare, iar noi nu ne putem alia cu un asemenea partid. E părerea mea, dar așa cum știți foarte bine, asta este o decizie politică. Nu am făcut decât să vă spun o părere personală. Dacă nu mai aveți întrebări, vă mulțumesc!